Culiță sterp derapa șocant în fața jurnaliștilor. Nu i-a păsat că era filmat, nevastă ta. Culiță sterp a șocat din nou, cu ultimele sale declarații. Artistul are o comunitate uriașă de fani, iar în ultima perioadă a fost un exemplu negativ pentru toți cei care îl urmăresc. Deși zilele trecute a încercat să își scuze comportamentul, astăzi a avut din nou o ieșire. Nefirească! Mai mulți reporteri au fost prezenți în tribunal, iar în momentul în care artistul a ieșit din sală i-au solicitat un punct de vedere. Doar că de această dată, în loc să păstreze tăcerea ca și până acum sau să facă declarații într-un mod civilizat, cu zâmbetul pe buze cântărețul l-a umilit pe unul din reporteri. Mai exact după ce acesta i-a pus o întrebare, Culiță i-a răspuns arogant, nevastăta mai întreabă de mine. Culiță Sterp și-a făcut curaj și a postat pe contul său de Instagram un mesaj cu privire la accidentul rutier pe care l-a provocat. Bărbatul a ținut să-și asigure fanii că nu fuge de responsabilități, ba din contră, este mai prezent ca niciodată, însă face tot posibilul pentru a-și îndrepta greșelile. Vă pup pe toți, dragii mei! N-am fugit nicăieri, aici sunt, pentru cei care vă întrebați. Mi-a fost greu să ies în fața voastră și să vorbesc, să vă spun ceva după ce le întâmplate. Am stat puțin să mă gândesc, să analizez tot la rece și chiar am avut nevoie de o pauză. Vreau să îi cer scuze, în primul rând, lui Marius, băiatul implicat în accident, atât lui cât și familiei lui, cu care am ținut legătura și cu care m-am împăcat. Vreau să le cer scuze celor pe care i-am dezamăgit, celor care mă apreciază și în special familiei mele, care este mereu lângă mine. Știu că am dezamăgit și poate că nu își mai au rost cuvintele, dar nu cred că este om în lume care să nu greșească și a început declarația cu liță sterp pe contul său de Instagram.